una delle manifestazioni di riguardo a cooperative Libertatea, în care muncitorii cer schimbarea postului existentului președinte Stilga. Băi, strigați sau nu strigați? Stilga nu mai e cu noi! Strigați, băi, tu astea zbuți! Băi, strigați toți, băi, strigați! Hai, sus, sus! Da drumul? Da. Probă de microfon, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E bine așa. Ați făcut aia? Thank you.
Poarta posterioară, deci partea din spate, își fac pe aici un alt grup, susținător al Libertății Democratice. Să fim drept, cinstiți, onești, să ne deschidem inimile încătușate, să ne descrețim frunțele și să fim uniți. Unitate! 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 Profita de pe urma muncii noastre. Vom munci pentru noi. Să învățăm să fim oameni. Omenie! 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 Să facem ca acest meeting să facem ca acest meeting să rămână în amintirea noastră ca un moment de neuitat, să nu-l întinăm, să ne manifestăm, nu avem dreptul să uităm. Ei vor rămâne veșnic în inima noastră, ei n-au dispărut, ci vor fi adevărați eroi ai neamului nostru. De aceea, pentru a cinsti memoria acestor tineri minunați, vă rog să ne plecăm capul descoperit și să păstrăm un minut de reculegere. Vă rog! Vă mulțumim!
sfârșit. Mai jos! E o zi importantă din viața noastră. Suntem pe drumul cel bun? Suntem pe drumul cel bun și putem realiza o mare victorie. Deci oamenii muncii și au cuvântul. Da. Deci oamenii muncii se hotărăsc cine a fost cu Sturza și cine nu. Un moment. Dăm în continuare cuvântul reprezentantului Comitetului de Inițiativă pentru organizarea unui sindicat liber la nivelul cooperativei noastre, care vă va prezenta platforma provizorie încă, la care se pot aduce noi propuneri. Program manifest. Comitetul de inițiativă a Sindicatului Liber din cadrul cooperativei noastre, profitând de această ocazie, aduce la cunoștința dumneavoastră necesitatea constituirii unui sindicat liber compus din membrii cooperatori care vor adera de la acest sindicat. Sindicatul Liber va urmări în primul rând respectarea în permanență a drepturilor omului, îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și viață, a respectării legilor țării, constituind astfel un organ eficient la accesul tuturor cooperatorilor. Sindicatul Liber va fi direct subordonat Frontului Salvării Naționale, acționând în consens cu programul platforma a Consiliului Național a Frontului Salvării. Comitetul de inițiativă a Sindicatului Liber propune să se aprobe următoarele măsuri. Organizarea la nivelul cooperativei noastre a unui sindicat liber, în consens cu principiile formulate în comunicatul către țară a Consiliului Frontului Salvării Naționale. Noi, cooperatorii, n-am avut acces până acum la sindicat. Independența absolută a Sindicatului Liber și a organelor care vor fi alese față de organele de stat și partidele politice. Dreptul oamenilor muncii de a se constitui sindicate de sine stătătoare și de a adopta în mod liber statutul propriu de organizare și funcționare. Convocarea unei adunări cooperativei. Nu uitați, până miercuri. Noua conducere. Femeilor mari.
educarea copiilor în conformitate cu convențiile Organizației Internaționale a Muncii. Apărarea drepturilor tinerilor, a studenților, avem și din aceștia și suntem mândri. Asigurarea condițiilor optime de muncă și de viață în vederea desăvârșirii profesionale și spirituale. Sindicatul liber va avea voie să stabilească și să întrețină relații cu organizații similare din alte localități, țări, organizații sindicale internaționale. Sancționarea membrilor cooperatori se face numai prin consultarea și aprobarea acestor decizii de către Frontul Salvării Naționale și a Sindicatului Liber. Asigurarea condițiilor democratice și libere a alegerilor din luna aprilie 1990 pentru funcțiile de conducere la care vor fi antrenate toate colectivele de oameni ai muncii. Desființarea practicii de a se obliga membrii cooperatori la executarea obligatorie a muncii în agricultură pentru obținerea fulanelor necesare în gospodării anexe. Reangajarea muncitorilor care au fost suspendați din funcție sau excluși din cooperativă din cauza că au refuzat să lucreze la București sau alte detașări din țară. Ura! Ura! Constituirea unei comisii din noua conducere din Frontul Salvării Naționale și Sindicatului Liber care va analiza în mod competent și democratic modul de revizuire și actualizarea normelor de muncă pentru toți ca toți cooperatorii să-și poată realiza în condiții... Vreau să permiteți să anunț participarea la meeting-ul nostru legal constituit, înregistrat la miliție, la poliție, mă scuzați, a doi membri ai Consiliului Frontului Orășenesc ai Salvării Naționale, domnul inginer Maierean și domnul Curtei. Îi mulțumim! Mulțumim Frontului! Mulțumim Consiliului Frontului! Vă mulțumesc pentru faptul că ați fost foarte disciplinați și v-ați adresat așa cum cere legea poliției, în primul rând. Aveți toate autorizațiile legale, v-ați adresat și Frontului Orășenesc. Frontul vă sprijină, Comitetul de Inițiativă a dumneavoastră poate confirma cum a confirmat-o și acum oricând, că noi v-am sprijinit în această acțiune și v-am sprijinit în continuare. Am luat legătura inclusiv cu forurile noastre superioare la județ și aveți de plinul sprijin. În ceea ce privește jos, Turza, este lozinca dumneavoastră. Vă rog să vă adresați, în primul rând, vorți face la ocazia adunării generale din miercuri, așa am înțeles că s-a stabilit, veți face acele adunări și acel vot secret prin care vă veți alege noul președinte și noua conducere. Apelul nostru către dumneavoastră este ca toate aceste acțiuni să decurgă în mod democratic, în mod liniștit, fără să se ajungă la tulburări de niciun fel și fără să se ajungă la, mai ales la violență, care este forma cea mai gravă și care, în final, totuși trebuie combătută. Combătută nu cu organele de ordine și de forță, ci combătută de către dumneavoastră, de către oamenii muncii, care sunteți oameni de bună credință. Ce aș dori să vă spun în continuare este ca să aveți cât mai multă încredere în cei care vi alegeți, să aveți foarte mult discernământ când faceți această alegere și să nu fiți mânați de niște sentimente revanșate. Frontul este alături de dumneavoastră, dar vrem să fie numai bine, pentru toată lumea. Vă mulțumesc! De acord că noi am venit aici să ne înțelegem omenește. Miercuri va avea loc adunarea generală, deci pe cooperativă. Și se va alege, deci începând de la șeful de secție,
președinte, prin vot secret, cum s-a spus. Care e șeful de secție merită și nu a fost din clanul Sturza, rămâne mai departe. Sunteți de acord? Asta e libertatea noastră. Altceva. Avem un nume la cooperativa noastră și se cheamă Libertatea. Să nu ponegrim acest nume cum a fost ponegrit până acum. Sunteți de acord? Acum, dacă sunteți de acord, pentru că domnul Rencescu face parte tot dintre noi, vă rugăm tare mult, are câteva cuvinte, vă rugăm să fiți îngăduitori. Să vedem ce vreau.
am dreptul și... Vă rog frumoasă, să aude tot poporul ăsta, așa. Să aude tot poporul ăsta și dumneavoastră, când o să mă întâlniți pe stradă, să mă scuipați. Eu am vrut, am vorbit cu domnul inginer Tudor. I-a spus, domnul inginer, hai să alegem un front al unității de salvare. Cum trebuie! Cum trebuie! Vă rog frumos, lăsați-mă să mai vorbesc două minute. I-am spus, am mers și am vorbit cu domnul Tudor. Vă rog să lăsați stația, vă rog să lăsați stația, nu mă lăsați stați sau doar. Sunt cu voi! Sunt pentru voi! Inima crede un bandit! Făcut din secția BCN. Nu este adevărat, oameni sunteți. Am să vă prezint un mic plan de măsuri. Eu nu am nevoie, fraților, domnilor, doamne, să mă alegeți uneva. Eu tot muncitor sunt, vă rog să iasă din discuție, eu să aleg și ales. Nu am candidat niciodată pentru șefii. Din contră că am vrut să fiu pus șef din secția la BCN și am refuzat. Am refuzat, întrebați oameni. Am spus așa. Punctul numărul 1. Schimbare imediată și recondiționată a domnului Sturza Nintea! Din funcția de președinte, vă rog, stația! Stația! Din funcția de președinte al cooperativei pentru următoarele rotine, a sprijinit în mod vredit regimul și ineditele ceaușiste! Bravo! A profitat de bunurile cooperativei, de forța de muncă, de cooperatori în scopuri personale! Modul de adresare relațiilor cu subalternii ca dictator! Vor supraviețui numai acele cooperative care vor da lucru de calitate și cerut pe piață. Deci să ne gândim în continuare la competența celor care au fost și înainte de răsturnarea ceaușismului împotriva lui Sturza sau a celorlalți. Avem ingineri buni în cooperativă, adică zic că Cooperativa Libertatea are ingineri buni, pentru că eu sunt din UJCM. Este tovarășa doamna ingineră Ciubotaru. Avem pe inginerul Tudore, ingineră Ciornei. Rămâne cum am promis, domnul Tudor! Până atunci, la lege vă uvidea ceva! Lăsați, vă rog frumos! S-a spus că sunt alături din tot și din Tudor! Lăsați lumea să vorbească! Tudor e cu noi! 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 Nu, e bani, e bani, e bani.
își va putea pune pe hârtie gândul propriu, numai gândul propriu. Iar răsturnările nu vor fi numai în Cooperativa Libertatea. Încet, încet se va decanta tot sistemul. Nu am venit aici să acuzăm sau să declinăm competența domnului Sturzu, ci abuzul lui de putere. Sturza a abuzat de putere și asta o poate confirma multă lume. Bineînțeles că operatorii îl vor judeca. Bineînțeles. Toți cei care au făcut parte din sistemul Ceaușescu vor fi judecați. Vă gândiți? Aveți ingineri buni, sunt oameni competenți în cooperativă care o vor putea conduce. Datele sunt făcute și luni cred că se vor da înapoi cei 280 de lei fond social care a fost reținut. De asemenea, în următoarea perioadă, poate săptămâna viitoare, se va încheia și se vor face statele și li se vor restitui și dobândă la fondul de dezvoltare. De asemenea, vrem și trebuie neapărat să facem o adunare generală pe cooperativă ca să putem alege nouă conducere în mod democratic, liber, dar în același timp, la adunarea generală, conducerea financiară a cooperativei, respectiv contabilitatea, trebuie să prezinte beneficiile noastre și să ne spună ce beneficii avem de realizat și ce beneficii avem să primim fiecare dintre noi, din care face parte și premierea care s-a solicitat de către cooperatorii noștri. Pentru adunare generală, pentru această adunare generală care dumneavoastră o cereți, eu am să vă citesc imediat și o notă telefonică de la conducerea ministerului nostru. Dar înainte de aceasta vă citesc o cerere. Subsemnatul Sturza Mircea, rog am aprobat emisia din funcția de președinte la Cooperativa Libertatea, începând cu data de 12 ianuarie 1990. Mulțumesc! Aș dori să vă spun, cu privire la acest scandal acum, aș dori să vă spun două lucruri. După ce s-a început Revoluția și era în toiul de Revoluției, la toate aparatele de radio și televiziune ați auzit primul cuvânt, Dumnezeu este cu noi. Dacă Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu este cu noi prin Domnul Iisus Hristos, care s-a născut în Iesle din Betlehem, și atunci când s-a născut El pe câmpia Betlehemului, îngerii din cerul au vestit pace pe pământ și bună învoire între oameni. Lucrul acesta însemnează că între noi oamenii trebuie să fie pace și bună învoire și bună înțelegere. Ați observat astăzi că aici, la acest meeting, oamenii s-au împărțit. Noi trebuie să găsim înțelegere și să alegem oamenii care să conlucreze pentru binele poporului, pentru binele fiecăruia dintre noi, în dreptate și în adevăr. Problema. Vice Habeciu!
aceasta se va face la adunare generală. Acolo aș dori să vă gândiți că noi avem nevoie de oameni competenți, oameni care cunosc specificul cooperativei. De acord ca miercuri să fie, dar pentru aceasta eu propun ca fiecare unitate să aleagă... Mă fac în partea aceasta. Nu, pe mine nu. Cum este? La Casa de Cultură? Sau unde vreți dumneavoastră să facem o urnă și în urna aceasta fiecare va trebui să-și depune votul. Dar pentru a depune votul o să trebuiască să facem niște bilete de vot în care pe biletul acesta trebuie să fie puși câteva propuneri pentru președinte, pentru vicepreședinte și șeful contabil. Eu nu știu dacă cereți așa. Sau numai pentru președinte și vicepreședinte. Să facem alegerile în Casa de Cultură. Suntem 1000 de oameni, mai bine în oraș. În Casa de Cultură intră 500-600. Fiecare secție își va trimite jumătate din personal. Fiecare secție în întregime va ști că veți cade de acord până miercuri pe cine doriți să alegeți. Și din sală se va umple sala și noi vom cere ca din sală să se facă propuneri pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte. În ideea aceasta, ceilalți vor aștepta afară și după aia pe rând vom introduce biletul în urnă. Un moment! Suntem de acord! Să-l dăm pe acest bandit Sturza Mircea jos și Bibicea președinte. Pe Năgâți, stați puțin! Pe Năgâți, acest șef contabil care ne-au mâncat banii, să-l lăsăm să ne dea tot ce ne-au frustrat până la ora actuală. Ura! Trăiască libertatea! Auziți o propunere pentru alegeri. Dacă va fi vreme frumoasă, vom merge pe stadion toată cooperativa. E bine? Atențiune, iar dacă vremea va fi nefavorabilă, vom intra pe ramuri de producție, dar toată lumea în Casa de Cultură. În serii, e bine? Pe cine e Pikachu. Faci numai fața acolo, aia, lângă bărbatul Mungureanca, da? Numai viață, numai roșu, viață. Stimați toți cetățeni, oamenii ai muncii din Cooperativa Libertatea. Oamenii muncii din cadrul secției MCB au format un meeting, la Cooperativa Libertate, un memoriu, s-au propus în care îi dau citire. În cadrul meeting-ului organizat astăzi, 13.1.90, muncitorii secției MCB prezintă memoriul tocmit cu următoarele puncte. 1. Schimbare imediată și necondiționată a domnului Sturza Mircea din funcția de președinte al cooperativei pentru următoarele motive. A sprijinit în mod vădit regimul și ideile ceaușiste. A profitat de bunurile cooperative și forța de muncă a cooperatorilor în scopuri personale. Modul de adresare în relațiile cu subalternii era dictatorial. Bunurile deținute de domnul Sturza Mircea să fie verificate prin legea 18. Desființarea gospodărilor anexei, din care fac parte stâna de oi, iazurile de pește, familiile de albine și altele, pentru că noi cooperatorii nu am beneficiat cu nimic de produsele obținute, cu toate că acestea au fost realizate prin munca și cu banii cooperatorilor. Reducerea personalului DESA la minimul de oameni necesari și competenți.
Argumentăm necesitatea acestei hotărâri prin următoarele. Există o armată de ingineri care nu și-au adus cu nimic contribuția la soluționarea problemelor tehnice, aprovizionarea cu materiale și scule a secțiilor de producție, dânsii ajutarea muncitorilor pentru șantierul din București cu amenințări specifice vechiului sistem. Exemplificăm concret cazul domnului Tkaciuc Dumitru și solicităm destituirea lui din funcție. Este bunul să împrămăt civilizat fără violență. Felicităm. Cerem înființarea sindicatelor libere și în cadrul cooperativei noastre. Având în vedere faptul că secția MCM și-a adus contribuția într-un procentaj foarte mare la realizarea planului pe cooperativă. Partidul comunist nu cumva să se strecoare vreun idiot, să se trezească prin minte că poate să ne dărâme. Dumnezeu este cu noi. Princescu nu a fost comunist. Nu a fost comunist. Nu a fost comunist. În fața secției ei a spus fetelor care îl votează, care nu-l votează pe Sturza, va fi bătut de băieții de la MCM-ul. De ce? Așa! Răspunde aici! De ce a dat băutură la băieți? Vreau să vă spun ce am făcut. Vă rog să mă ascultați cu atât. Și v-am spus, nu sunt bun, nu am nevoie nicio condus. Uitați ce s-a întâmplat. Eu v-am spus părerea mea care este.
Uitați cum s-a întâmplat. M-am dus la domnul inginer Tudor. Și am spus domnului inginer Tudor, foarte frumos am vorbit. Vă rog frumos. Vineți cu lumea voi și vorbesc. Vă spun tot absolut ce am făcut cu domnul Tudor. Lasă-ți spui. De ce dacă m-ați cerut și... Liniște. Vreau să spun ce am făcut cu Tudor. I-am spus domnul inginer Tudor, nu sunt mulțumit cu frontul național de salvat. Deci, domnul inginer, fiindcă din secția noastră la 100 de membri cooperatori s-au ales unul. Și din alte părți nu s-au ales deloc. Și atunci, domnul inginer Tudor, vă rog, nu vreau să mă dezvinovățesc în fața dumneavoastră. Vreau să merg cu fruntea sus și domnul Tudor mi-a întors fundul și-a plecat. Cât de puțin sunt în partea dreapta mea, cu spreș domnul Apenciuc, foarte puțin sunt aici în dreapta, tot sunt și domnul Tudore din dreapta. Cu mine n-ar de voi să ție nimeni. Nu spun niciuna. Cine avea la apă? Ce m-ai înjurat? Atențiune, nu ne-am ajutat ca să judecăm pe cineva. Miercuri se va hotărâ. Dacă Ghiță Hrâncescu și soția lui sunt vinovați, îi voi exclude din cooperativă. Da! Dacă sunt vinovați, da! Până atunci vă rugăm, pentru că... Așa dacă... nu știu angajamentul față oameni, să fiu exclus. Deci greșea și el angajament. Dacă este vinovat, să fie exclus din cooperativă. Foarte bine! E mincinos! Să fie judecat! Atențiune! Un moment, dacă spune. Doamnelor și domnilor, domnișoarelor și domnișoarelor, așa se spune ziua de astăzi. Să fie rușine tuturor celor care au vorbit aici, se bagă pumnul în piept. Au murit copii de o lună, am văzut aseară la televizor. Ați văzut, nu? Un copil de o lună a murit de gloanțe. 10.000 de oameni s-au dat seama și au dat sufletul. 90% dintre ei au fost tineri. În primul rând, adresez vouă tineretelor. Băieți și fete, voi tineri, noi, numai noi tineri, măi. Nu mă interesează Boșorodi ce au făcut, că au fost membri de partid. Așa, bravo! Bravo, băieți! Bravo! Din tot... Băia tineri, ați văzut și aseară, se pune accentul pe tineret, pe tineret, pe tineret! Iliescu este un om extraordinar de competent! Extraordinar un om Iliescu! Pe Iliescu îl vom sprijini până la... până la vecii vecii lor! Toți banii care au jefuit să vină înapoi în buzunarele noastre. Bravo! Nu! Să știți că așa este. Vouă, tinilor! Vouă și numai vouă, băprum! Sunt din această cooperativă, toți suntem aproape din ele. Poate 90% sunt din ele. Praful de pe stradă, nu o să avem ce mânca. Să fim oameni capabili, să dăm dovadă că suntem oameni inteligenți, oameni culti, suntem români. Nu suntem sălbatici, nu suntem canibali, nu suntem oameni de nimic. Nu așa se face o ordine economică, o ordine statală, o ordine provizorie, chiar dacă este provizorie, ordine de conducere. Să fim oameni capabili și voi, tineretul să aibă un reprezentant în conducere. Măcar doi, că noi, tineretul, ne-am jertfit viața. Vă spun sincer, au venit oameni în Timișoara, am făcut discoteca, la Țibeni discoteca, că până acum m-am amenințat. Au venit oameni și au spus, domnule, ăia de 12-13 ani și-au dezvelit piepturile în Timișoara și au spus, trageți biserica, mame voastră, trageți-mă, dacă aveți timp. Trageți, și-au tras, au murit, să știți. Așa au spus, sunt cuvintele lor, că au spus. Pe cuvântul meu. Voi tineretul în primul rând are cuvântul. Fără violență, fără... Vă spun că am fost profund impresionat. Și l-a stors la casă, cu toate că mi-a dat 100 de lei. Mi-a dat 100 de lei, dar nu cred ca robul. Casa este noastră. Pentru 100 de lei. Să-i vândă vila. Când? Iar la cladul lui câte un trântor. Ana, o să stabilim ora, ne întâlnim pe stadion. Dragi concetățeni, iubiți colegi din cooperativă care abia acum putem să-i spunem libertatea, mă aflu aici printre voi, cu voi, pentru a ne cere dreptate și libertate de la cel care timp de 20 de ani s-a crezut patronul Sturza.
Suntem 1350 de oameni, a căror drepturi de atâția ani au fost suprimate de Sturza, iar acum continuă același joc murdar, momind cu premii și promisiuni diferiți șef de secție sau chiar oameni pentru a-și menține tronul. Nu, domnule Sturza, nu mai ai niciun drept asupra noastră să ne spui că ai bani de coroană pentru noi, dacă nu ne convine regimul dumneavoastră. Dar de unde acești bani? Din beneficiul nostru? Nu, domnule, vei pica acum, nu mai ai pilă la București, în clanul Ceaușescu. Acum vei avea bani de la noi. Nu vom mai aștepta noi de la dumneavoastră statul de plată cu câte 300-400 lei lipsă. Unde intrau acești bani? În vilă? În cristaluri? În excursii peste onoare ale doamnei Sturza și domnișoarei Marcela. Da? Nu ne trebuie oamenii incapabili și hoți. Nu vrem. Avem nevoie de ordine, disciplină și tot ce poate fi pentru a aduce libertatea deplină de oameni competenți, nu ticăloși și fricoși care v-au cărat ani de zile carne, brânză și altele pentru a-i ține în serviciu. De ce, domnul inginer Tudore, a fost luat la împrejur de doamna Mizea, care nici măcar nu știa vorbi omenește, îndoctrinând muncitoarele, promițându-le lucru bun, ca să-l voteze pe Sturza. De ce? De ce? Pentru că domnul Tudore este inginer și nu are 12 clase făcute acum 30 de ani? Ori pentru că este un om capabil care știe ce vrea și știe a-și organiza cuvântul și fără hârtie? Da? Pentru asta, domnule Sturza, acum în ultimile dumneatale zile de dictatură, renunță la terminarea vilei. Renunță la ideile care au mâncat viața și tinerețea unor oameni de bună credință, oameni care au muncit, poate numai pentru acei 1500 de lei, din care 500 intrau în fondul cooperativii și de care intrau în buzunarele familiei Sturza. Renunță la președinție. Îți promitem solemn că dacă vei fi ales, nu ne vom lăsa. Frontul Salvării Naționale, televiziunea, va ști tot ce ai făcut în cooperativă timp de 20 de ani. Printre prietenii clanului Sturza! Mai sunt care își continuă activitatea. Acum dorim dintre aceștia să pice contabilul șef care a știut a umbla la statele de plată fără nicio rușine. Pristonica! Costiuc Marcela, la fel! Canțernuța! Ipation! Și bineînțeles, prietenul meu de-o viață, Tkaciuc. Acum facem un apel la Frontul Salvării Naționale al Cooperativei, din care fac, din păcate, și eu parte. Chiar ne-a dat și nouă drepturi de muncitori în această țară. Acet de rotăpun, care era, bineînțeles, pentru export, nu pentru intern. Unde sunt? Le vrem. Concedii fără plată și studii, categorii și calificări, care în anul trecut au fost date cu prânză, smântână, unt și găini. Înființarea sindicatului, care de fapt s-a și vorbit. Și acum, un ultim apel. Pentru că ni s-a dat vestea că broderia rusă are fete unite, chiar dacă trăiam pe regim dictatorial, avem o rugăminte. Am fost mutate aici din cauza unui nebun și pețivant de securist, care, bineînțeles, avea pile la București, care nu ne suporta. Așa că vrem la locul nostru de muncă, acolo unde am lucrat 4 ani de zile. Suntem conștiente că dacă nu vom munci cu dragoste, cu plăcere, pentru țară, asta care a trecut prin atâtea încercări grele, pentru copiii noștri, care vor râde sub semnul libertății, pentru noi, vom fi niște oameni paliți. Așa că de luni, începând, oameni buni, când vom avea o nouă conducere, vom putea să ne facem datoria de cetățeni a acestei României libere. Să mai repete lista o dată? Trăiască Salvării Naționale! A propus o tovarășă, pe mine, să vină Tihon Livia să fie care aia de la secția Rusoana. Oh, păi pe asta nu trebuie, păi ce nu mai interesează. Să vină ea aici, avem o colegă care a lucrat la ea și s-a dus în secție. Toate fetele erau momite, toată lumea le tremura inima. Mizea a spus,
cheamă voi la București? La București. Generalul Soare. Generalul Soare, Ion Goman. Pe ăla de la București îl cheamă, care l-a susținut pe clanul Sturza și banditul ăsta, generalul Soare, cumnatul lui, și Ion Coman, care era prima mână a lui Ceaușescu. Să vină la microfon cei care au dat sume. Și să vină la microfon cei care au dat sume, că acum este momentul să discutăm această situație. Cine s-a angajat și i-a dat bani lui Sturza să vină aici, să nu vă fie teamă? Cine a fost angajat cu bani, 1500, 2000, 5000, să vină aici, să nu vă fie frică, fraților! Și pentru apartamente, câte 5000, plicuri cu 5000, intrau în vila lui domnul Sturza! Această formulă s-a pornit la Revoluție. Cu această formulă s-a pornit la Revoluție. Am fost coleg cu dumneavoastră. Am fost șef de secție la o secție de cauciuc care a ființat în această baracă. În această baracă metalică, unde acum mi-e și rușine să ne uităm. Acolo am lucrat și am avut niște contracte extraordinar de bune. Și la început, când s-a făcut eficiența secției, ni s-au dat niște manopere. Și de lună ni s-au tăiat manoperele. Venea tovarășa Mona, tovarășe ce putem să-i spunem. Da. Pentru că a fost de partea clanului. Da. Veneam fiecare lună, vai, apucăleșinul. Drepturile a început să ne îndepărteze. A început să ne îndepărteze. La cooperativă de la Libertatea... Nu, cu mașina mare. Nu, cu Cociorvan, am fost personal și am dus congelator la București, lui generalul Soare. Vă dau eu exact și adresa unde locuiește. Și tovarășul general zice, bine bă, dar cum mi l-a trimis Sturza gol? Păi vrea că nu înțeleg. Vrea tovarășul și un pui de vacă, așa se exprima. Așa se exprimau. Iar eu primeam mașină numai când mergeam. Ce ne-a făcut, uite? Până vine, avem aici o doamnă care a lucrat la doamna Francescu, vrea să ne spună câteva cuvinte. Hai, vine sus, deci. Nu, lasă-mă, Mi-a luat bani și nu vrea să-mi dea înapoi. Dar cât? Cum a luat bani? De pe statul de plată care avea situația care? Pentru angajar ca să mă angajeze. 1500 și o chel de cafea și în continuu și ieși în mine. Când v-a angajat? Da. Când v-a angajat? Anul trecut. Și ce o spune? V-a dat bani înapoi? Spune, mi-e dă, dar las că știi că... Mai știi și pe altcineva. Am văzut? Am două vorbe de vorbit, mai frumoasă, care interesați pe noi. Eu de multe ori am rămas restanțe cu 30 lei, am luat 30 de lei. Așa. Insurrection, fond dezvoltare, fond de rulment. Fond dezvoltare, fond de rulment. Ieri am stat de vorbă cu tovarășul Năghiț, șeful contabil. Așa. El mi-a spus în felul următor. Zice, nu se poate da fond dezvoltare decât în 3 ani. Bine, eu l-am înțeles. Noi suntem o cooperativă care avem și un fond social de un salariu jumate. Așa. Deci, de ce nu se poate da fondul de dezvoltare normal înapoi? Că noi salariul nostru pe o lună de zile e asigurat și încă rămâne o jumătate de salariu în fondul cooperativei. Atât e multe de vizionare. Așa. Bine. M-a lămurit contabilul și cu asta. Acest domn care s-a instalat în fruntea, să spunem așa, a fost ales în fruntea Frontului Salvării Naționale, domnul Ion Iliescu. Vă rugăm, dacă sunteți de acord cu cele ce am făptuit, să strigăm de câteva ori, Iliescu! 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 De asemenea, prim-ministru Petre Roman, care este reprezentantul tineretului, care a luptat atât de mult, să scandăm numele lui Roman. Roman! 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 Și acum vă rugăm pentru numele care îl purtăm al cooperativei Libertatea, ca acest nume să nu mai fie epatat, să scandăm de câteva ori cu numele draga cooperativei noastre, Libertatea! Libertatea! Libertatea!
ne-am, să spunem așa, vrea să ne apropiem de sfârșitul acestui meeting. Dar sunt încă multe probleme. Inginerul Caciuc a fugit. Inginerul Caciuc, care nu a avut un pic de poștiință, vedeți că a fost las și a fugit. Așa, a fost acolo pe mijloc. Spune că a fost în spate, pe mijloc. Sunt muncitori la secția broderiei din cadrul Cooperativei Libertatea. Tovarășul Sturza, când a angajat soțul meu, a cerut o sumă, deoarece nu vrea să-l angajeze. A luat 6.500 de lei. Deoarece nu vrea să-l angajeze. După ce a luat această sumă, s-a putut rezolva totul. În timp ce eu am fost în concediu de maternitate, am terminat, am început lucru, nu am vrut să m-am pus să renunț la 6 ore, deoarece dacă nu vreau să fac program de 8 ore, să fiu mutat în altă secție. Să plecăm în altă secție, dacă nu... Și banii restituiți și luna care mi-a rămas de pentru adaptare, m-a obligat să semnesc că fac 8 ore numai decât. Mulțumesc tare mult. Mai avem aici o doamnă bătrână în vârstă, vă rugăm tare mult, îi acordăm două cuvinte. Vă rugăm să fiți atenți. Oameni buni, vreau să vă spun o durere mare de tot. Soțul meu e mort. Vă rog să mă credeți. Nu m-am gândit că să fug la această bucurie până acum. Soțul meu e mort. Cheamă Chisoi Ion, a lucrat în comerț cu împreună cu doamna la gâs, care știe foarte bine situația. Nu plânge. El e mort, păcat că nu e aici să vadă dreptatea. A lucrat împreună cu Lupășteanu, a lucrat împreună cu Aurel Galan, care a fost un hoț. A lucrat cu Ostrița Golan, poate toată lumea a fost un cooperant, un comerciant foarte bun. Îl cheamă Chislai Ion, era din Arad, din Ardeal, nu a avut cuvânt să spună cuvântul. Să povește de nimeni. De ce ai de spus scurt? Vreau să vă spun doar atâta. Acest om a lucrat foarte corect și bine. A fost un om corect, numai nu a avut drept cu soțul meu. El a murit, fiindcă, din cauza că era bolnav, n-a avut niciodată dreptate, niciodată nu i-au avut, nu i-au dat dreptate. Unde a vrut ca să meargă, nu i-au dat voie nicăierea. Oameni buni! Ce ai de spus, da? Vreau să doresc atâta! Banii care i-a luat Țibu din comerț! Țibu! Mai la cabinet. Și noi mâncam carne de oaie la cantina cooperativă. Și nici de oaie, de mai. Deci Petre Latchi Bucovineanu, șef cabinet revista pentru patrie, se spune așa, Sturza tăia porci și trimitea lui la cabinet. Iar pe versul acestui bilet scrie în felul următor. Stați că vine omul care a scris biletul. Hai, vine cu aia, dar cine l-a scris? Vine cu aia. Este reprezentantul sectorului zootehnic, Virgil. Virgil Hocășanu, hai. Scurt. Oameni buni, o să vă dau la fiecare câte o oaie și câte o albină, cum s-a spus. O să desfințăm și să dăm, împărțim oile la oameni. Așa? Așa, opi. Sau bani, dacă pot răvaloare. În legătură cu Petre Latchi Bucovineanu, în fiecare toamnă venea și tăia de 3-4 porci, cumpărați de Sturza, mă trimiteam piață cu bani și cumpăram porci, îi făceam de toate bunătățile lumii. Îi făceam și trimiteam la Petre Latchi Bucovineanu, care venea cu o mașină roșie din București. Așa. Și de multe ori mă chema la el în birou, îmi dădea o șumuioară așa de bani. Și mă punea să număr eu din teancul ăla de bani, îmi spunea, ia 5.000, ia 6.000, cumpără un porc, fă ce știi. Așa. Îi număram, nu i-am luat niciodată 100 de lei, puteam să iau 1.000 în plus, că nu spunea nimic. Nu știa câți bani are. Da. I-am dat 3.000 de lei și o sticlă de whisky ca să-mi dea garsonieră. Că nu sunt de aici. Nu mi-a dat. A zis că îmi dă, că nu-mi dă și, până la urmă, a fugit. A fugit și dacă îl prind eu singur, pe stradă, trebuie să iau bani. Vă mulțumesc! La cooperative nu am avut de lucru. Organele din cooperativă au fost în drept să ne oprească alocația de stat pentru copii? Deci este o întrebare.
cei care au oprit această locație să răspundă. Rico Afură a fost făcut o secție de către sectatorul Sturza Mircea, o coafură în centrul orașului, specială pentru oamenii de elită. Noi, acești oameni care am muncit în ramură și am înghețat în complexe, pentru că aceste finețe exemplare nu putea să lucreze cu noi. Trebuia să fie dispersați deoparte. Dorim foarte mult atât ramura noastră, cât și dumneavoastră, cât și Bârlădeanu, ofițerul Bârlădeanu, a îndosit dosarul acestei secții pe care s-a lucrat pe spinarea și sudoarea noastră. Dorim foarte mult ca acest Bârlădeanu, ofițer de miliție, să fie scos securist, este aproape să fie dat afară din poziție și judecat. Să fie! Dreptate! Să fie! Să fie judecat! După dreptate, să fie judecat! Să fie! A fost omul și unealta o Sturza. Pe mine m-au maltratat personal acest Bârlădeanu, care astăzi vroia să fie la meeting cu noi, să ne năpușe acest meeting. N-am refuzat acest meeting. Am refuzat pentru că știam cu unealta lui Sturza și pusă la cale de el. Dar dorim ca toți acei care suntem aici să disfințăm această coafură din centru, să nu mai existe niciodată! Și să disfințăm această secție pentru că ne-au mâncat și noros și aceste femei să fie repartizate în sectoare cum au lucrat celelalte și să le ia locul celelalte coafeze care au stat în mizerie. Vă mulțumesc și vă rog frumos! Jos cu Bârlădeanu! 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 Dragi oameni buni, o secundă, vreau să fac un apel la dumneavoastră. Ne-am încins cu toți, am adus niște acuzații grave. Cine știe unde este domnul Sturza? Cine? Să pune mâna pe el că ăsta este în sare să fugă. Are posibilități iasă afară pentru că a avut acoliții lui la securitate și pleca în fiecare an în străinătate. S-ar putea să spere putria și să ne lase numai cu... Auziți că este la Căpul Lung, să-l mergem cineva, să-l aducem. Să se emită un mandat de arestare să fie adus aici și judecat. Se poate să aibă și un cont în străinătate, pentru că a lucrat cu firme străine. Și sunt banii noștri, de aceea rugăm ca cei care se trebuie să facă lucrul acesta. Încă o paranteză vreau să fac, am auzit de la cineva că tovarășul Sturza, că e tovarăș, domnule, că a fost cu acoliții, cu ceilalți. Și a trimis peste contracte în vagoanele care mergeau export cu anumite produse, care, bineînțeles, el luând parte la niște contractări la București, aranja cu firma respectivă și când pleca în străinătate, bineînțeles că îți primea valuta. De acolo avea valută să se plimbe domnul Sturza. De acolo. Jos cu Bârlădeanu! Jos cu Bârlădeanu! Jos cu complicii! Jos cu complicii! Jos cu complicii! Jos cu complicii! Să fie judecați! 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 Un cetățean, un om, un tiran care a suprit, a bătut, a făcut mai mult decât scrie în decret și în legea pe care s-a elaborat. Deci el a făcut-o deliberat. A fost acolitul lui Ceaușescu. A fost cel care ne-a reprimat în masă. Cine îi dădea și asta dosia, cum ați auzit, dosare și asta? Să fie judecat, să dea socoteală pentru ceea ce a făcut. Intra în secție și lua și vroia și maltrata. Era un adevărat hitlerist, domnule, când intra, avea o figură atât de crâncenă și asta, omul era frică să se stea chiar în fața lui. Pentru asta să fie judecat, să fie iepurați cu toții, domnilor. Cu toții să fie iepurați. Deci merită, da? Și acum dăm, probabil că pentru Gheri, cu cuvântul reprezentantul Frontul Salvării Național la Consiliu. Vreți multă dreptate. Dreptatea însă nu se face cu mâinile goale și în mod colectiv, așa cum vreți să o faceți dumneavoastră sau cum văd că v-ați înfierbântat. Vă rugăm să vă adresați
organilor de procuraturii locale, cât și miliții, atât în ceea ce privește pe Sturza și a poliției, cât și tovarășului de la Ministerul de Interne. Trebuie să vă face dreptate așa cum doriți, dar să ne gândim să nu dăm naștere la acte de vandalism sau alte manifestări antisociale în cadrul orașului. Da? Suntem de acord? Categoric! Totuși, aș zice să intervenim la organele locale, dacă doriți să-l aducă pe Sturza, însă să nu pornim spre Câmpul Lung, să aducem, să facem, să ne facem singuri dreptate. Dreptatea nu ne-o facem noi, decât adunându-ne așa și determinând în acest fel organele puterii să ia măsurile de cuvință. Da? Nu trebuie să ne mânjim cu mâinile, cu sângele unui tiran. Nu trebuie să ne facem noi dreptate, decât în felul în care nu va avea tot ce ne trebuie. Și atunci toată revoluția noastră se duce de repă. Să scapăm de dictatorul ăsta, să ne cinstiți. Sturza, Sturza. E însuși, popor. Nu știu, nu m-am să vii Sturza. Bun. Deci, eu zic așa, dacă mai sunt ceva probleme care au apărut acum așa... Sunt niște probleme. Ia. Ne se anunță aici într-un bilet că bagajele lui Sturza au plecat aseară la Câmpul Lung. Probabil că avea și el ceva... Exact ca Zoie Ceaușescu, probabil. Zoia, Zoia! Și mai avem câteva... Aici niște propuneri, dar nu știu la cine. Se propune Consiliul Salvării Naționale să desfințeze acordul global, formă de retribuire ceaușistă. Dar astea le-au propus toate Frontul Salvării Naționale, așa că nu are rost să le repetăm. Câștigul să fie nelimitat. Da? Câștigul să fie nelimitat și alte probleme. Deci noi vă mulțumim în mod deosebit pentru liniștea care ați înțeles-o și în mod deosebit le mulțumim muncitorilor la MCM-ul care s-au alăturat nouă pentru cauza noastră dreaptă. MCM-ul! 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 Vă mulțumim foarte mult pentru participare și încă o dată anunțăm, dacă miercuri este vreme frumoasă, ne vom întâlni la ora stabilită de Frontul Salvării Naționale și Cooperativă. Și auziți ce ne spune domnul Poleac, caseta filmată va ajunge la București. Poate vedem și la televiziunea Română Liberă. Deci, miercuri, dacă este vreme frumoasă, ne întâlnim pe stadion. O să vă anunțăm ora la care o să fie alegerile.